La prefectura Argeș a avut loc o ședință la care a participat ministrul cercetării, Șerban Valeca, care a încercat să găsească o soluție după ce directorul Direcției Finanțelor Argeș a anunțat că managerul Institutului Pomicol de la Mărăcineni refuză varianta unei plăți eșalonate a datoriilor, o posibilitate legală de a putea încheia situația conflictuală în condițiile în care valoarea creanțelor se ridică la 3 milioane de lei, acumulate din taxe și impozite neplătite din 2012. Valeca a cerut celor două instituții să cadă asupra unui acord până la data de 3 februarie, o înțelegere care ar eșalona plățile restante pe o durată de 5 ani. Conducerea institutului cu cei de la ANAF urmează să întâlnească, să vadă cum să înțeleg pe această reeșalonare de datorie, dar am identificat și câteva probleme, să spunem, legislative. A fost o discuție bună, foarte bună, legat de ce soluții vom găsi pentru rezolvarea acestei probleme și s-a ajuns la concluzia că în imediat următoarea perioadă se va face un dosar de eșalonare a întregii sume restante. Am ajuns la o serie de concluzii care vizează în final rezolvarea problemei datoriilor și totodată asigurarea unei funcționări normale a Institutului de Cercetări de Pomicultură. Am hotărât să facem o reeșalonare, dacă ne întrebați de situația Institutului, în așa fel ca și această cale să reprezinte o siguranță de ridicare a acestor sechestre, pentru ca oamenii să fie liniștiți. Licitația nu va avea loc, pentru că Institutul va face împreună cu ANAF o reeșalonare a acestor arierate timp de 5 ani, sperăm. Deci va fi anulată, sperăm, la timp, în așa fel ca oamenii să fie liniștiți.